Domnului. Slăvit să fie Domnul. Glorie lui Iisus. Mie îmi place să vin cu Biblia mai pe jos, așa. Nu vin cu ea la piept, ca să nu creadă lumea că sunt predicator. Domnul să vă binecuvinteze în seara asta. Și Duhul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și ce vreau să vă spun? Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să te pregătească cu bucuria cerească ca să primești cu bucurie vestea aceasta. Știi care? Iisus Hristos, Domnul, e gata să vină. Și ce vreau să vă spun? Știți de ce vestea asta nu ne sparge inima? Că poate unii dintre noi nu ne simțim pregătiți. Că dacă ai ști ce te așteaptă acolo în ceruri, dacă ai ști ce te-a pregătit Dumnezeu, când mă duc la mama acasă și când știu că îmi pregătește mama și face mama mâncare bună, mă duc cu bucurie la mama că știu ce a pregătit mama. Dar gândește-te că Dumnezeu tău de 2000 de ani tot îți pregătește un loc. Te gândești ce va fi acolo. Doamne, ajută-ne să fim gata. Ajută-ne să fim gata pentru împărăția ta. Binecuvântat să fie Domnul. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. În 1903 în India, încă era colonie engleză. India mult timp a fost sub stăpânirea englezilor. Și atunci... În 1903 la tron a venit un rege numit Eduard al VII-lea. Bunicul, străbunicul reginei Angliei de acum, Elisabeta. Și omul ăsta, ca să fie el pus acolo în cinste, a dat, domne, o mare sărbătoare, două zile. A fost acolo, a scos toate bijuteriile, tot ce era mai de preț, ce era mai de valoare, armele de valoare, tot erau acolo, totul de valoare, toată lumea era uimită. Dar auziți care a fost, care a tras privirea cel mai mult. Acolo, în sărbătoarea aceasta mare, și-a făcut loc doi frați uriași, gemeni, numiți frații din Cașmir. Cred că era regiune. Și gemenii ăștia erau uriași. Unul avea 2 metri și 36 și unul 2 metri și 26. Și ei când mergeau pe acolo, nimeni nu s-a mai uitat la bogăție. Nimeni nu mai s-a uitat la strălucire. Toată lumea s-a uitat la gemenii ăștia. Gândiți-vă, toată lumea era aici așa și ei erau mai înalți. Toată lumea privirea către gemeni. Și ce vreau să vă spun în seara asta, de ce fac paralela asta? Am găsit secretul lui Ioan Botezătorul. Știți ce spune în Ioan 3:30? Zice, eu trebuie să mă micșorez ca el să crească. De ce am făcut paralela aceasta cu gemenii? Ăștia au fost mari aici și toată lumea s-a uitat la ei că au fost mari aici. Dar întrebarea mea de 100 de puncte pentru tine, fratele meu și sora mea, unde vrei să fii mare? Depinde de tine și de mine, unde alegi? Să fii mare aici pe pământ și să atragi privire la oameni? Știi când poți să fii mare? Când îți alegi cel mai scump pantof, cea mai scumpă haină, tu alegi să fii mare aici pe pământ. Când alegi într-o ceartă să ai totdeauna dreptate, tu alegi să fii mare, dar aici pe pământ. Dar vreau să spun un lucru. Când lași de la tine pe dreptatea ta, fie în trafic, fie în adunare, tu alegi să fii mic și mare în ceruri. Aleluia! Când spui adevărul, tu alegi să fii mic, că o minciună te poate ajunge să fii mare, dar un adevăr te face mic aici pe pământ, dar mare în ceruri. Și Ioan Botezător, auzi ce spune în 3:30, trebuie ca el să crească. M-auzi? Dacă vrei ca Hristos să crească în tine, trebuie să te micșorezi, trebuie să te lași jos, trebuie să te smerești. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și vreau să vă spun un lucru, frați și surori, îl iubesc mult pe fratele acesta al nostru, pe Ioan Botezător. Știți ce spune Biblia despre el? Și eu voi încheia foarte rapid. Spune că el, în împărăția lui Dumnezeu, e cel mai mare născut din femeie, dar totuși cel mai mic în comparație cu cei de acolo. Cu ce va fi acolo? Și dați-mi voie să parafrazez ca să fiu înțeles, că mult timp n-am înțeles. Auziți, cel mai bun lăutar de la Bobești, să spunem, pe lângă cel mai slab lăutar din Fântânele, e mic. Tu înțelegi ce spun? Cel mai bun lăutar din Bobești pe lângă cel mai slab lăutar din Fântânele, e mic. Cu alte cuvinte, omul ăsta, Ioan Botezătorul, chiar dacă a fost cel mai mare din femeie,
totuși ești mică acolo în împărăția lui Dumnezeu, pe lângă cine așteaptă acolo. Vreau să vă spun un lucru. Omul acesta a știut tainele împărăției și vrem să ne ridicăm la rugăciune. Auziți, dacă poate să se afișeze. Știți ce a spus el în descoperirea dumnezeiască? Dacă poate să, îl cunoașteți cu toți versetul acesta. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 3. Pentru că el s-a micșorat, Dumnezeu a dat împărăția, a dat tainele. Vreau să spun un lucru. Când tu te micșorezi, când tu lași de la tine, să știi că harul lui Dumnezeu vine peste tine. Mândria pleacă și vine binecuvântarea lui Dumnezeu, slavă lui Iisus. Și auziți ce zice? Nu 1 Ioan, Evanghelia după Ioan. Auziți ce spune? Toate lucrurile au fost făcute prin el. Tot! Tot ce ai tu, tot ce am eu, tot ce vezi cu ochiul ăsta și nu vezi, a fost făcute prin Iisus Hristos. Și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără el. Frați și surori, tot ce ai în casa ta e de la Iisus. Tot ce ai pe masă e de la Iisus. Tot ce ai în frigider e de la Iisus. Tot ce ai în contul tău e de la Iisus. Tot ce ai în buzunar e de la Iisus. Dacă ai o mașină în parcare e de la Iisus. Dacă ai sănătate e de la Iisus. Dacă ai o haine e de la Iisus. Dacă ai încălțăminte e de la Iisus. Tot ce ai este prin el binecuvântat să fie Domnul. Și ascultă-mă, poate să vină cea mai mare criză, poate să vină și veștile veștilor. Dacă totul e de la Iisus, nimeni nu poate să-ți ia. Și dacă Dumnezeu are hambare pline, pregătește-te că Domnul o să-ți dea. Binecuvântat să fie Domnul. Dar numai că tu trebuie să te miciorești și eu la fel și el să crească în viața noastră. Amin. Venim înaintea Sfințeniei tale, Doamne, în seara aceasta și îți mulțumim de binecuvântarea ta. Îți mulțumim că toate lucrurile, Doamne, nu câteva, nu jumătate, Doamne, toate lucrurile care le vedem și nu le vedem, Doamne, au fost făcute prin Iisus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Mântuitorul nostru. Binecuvântat să fie stânca noastră. Mielul nostru fără pată și fără cusur. Slăvit să fie Mântuitorul nostru.